colega noastră, Naomi Ghiman, a făcut o mică excursie. Vom asculta în continuare răspunsurile despre bucurie și apoi revenim în studio. Explicați sentimentul de bucurie. Ei, când îmi vine copilul, abia aștept să vină. Nu știu. E un sentiment. Acum, cred că sentimentele se explică greu. E o reacție la niște lucruri, la niște întâmplări. De obicei așa, printr-o explozie de veselie. Ce faci când te bucuri? Zâmbesc și sar în sus. Tu, de exemplu, ce faci când te bucuri? Zâmbesc. Îmi schimb starea, total. Ce faci când te bucuri, sari în sus, îți schimbi starea, nu știu, fiecare se manifestă diferit. Așa se manifestă unii oameni, plâng de bucurie, sar în sus de bucurie, nu știu, Raul, ce mai fac oamenii de bucurie? Fac multe, fac și cadouri când sunt bucuroși și primesc cadouri când sunt bucuroși, vorbesc unii cu ceilalți când sunt bucuroși, li se deschide puțin inima și atunci se raportează altfel, cred că se relaționează. Dar despre bucurie discutăm în această dimineață împreună cu pastorul Benjamin Crețu. Bine ați venit la noi în studio. Să fiți binecuvântați și Domnul să vă binecuvinteze lucrarea care o faceți. Ați auzit și dumneavoastră răspunsurile cu privire la bucurie. Ce părere v-ați făcut despre aceste răspunsuri? Sigur că o părere bună, având în vedere că fiecare și-a expus modul prin care înțelege bucuria și nu pot decât să observ că concetățenii noștri au această bucurie în problemele care ei le consideră prioritar pentru ei și mă bucur că pot în această zi să aduc și eu o explicație în drept acestei bucurii. Pentru că suntem un radio creștin, Radio Vocea Evangheliei, am vrea să se audă Vocea Evangheliei. Ce spune Evanghelia, Biblia, despre bucurie? Ce este bucuria din perspectiva Bibliei? Din perspectiva Bibliei, era momentul când Hristos îi trimite pe cei 70 și le dă un mandat, se întorc ei fericiți, bucuroși pentru lucrarea care au făcut-o și găsim un moment în care Iisus Hristos punctează foarte clar bucuria care trebuie să îi marcheze mai mult decât reușitele lor, decât ceea ce ei au făcut. Și le spunea Iisus Hristos în cuvântul său, totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vi se supuse și bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Bucuria reală pe care ar trebui să o împărtășim și biblic este atunci când numele noastre sunt scrise în cerul din cartea lui Dumnezeu. Ne batem puțin de la subiect și aminteați de cei 70. Spuneți-ne mai multe ca să înțelegem de fapt care este istoria din spatele bucuriei. Deci, istoria din spatele bucuriei este faptul că atunci când Dumnezeu îi trimite pe cei 70 și le însărcinează lucrarea, ei merg în numele lui Iisus Hristos și înfăptuiesc lucrări mari. S-a bucurat de lucrările, de minunile care s-au făcut, de modul în care Dumnezeu a lucrat cu ei. Au avut bucurii emoționale, bucurii de moment, bucurii care i-a satisfăcut. Vedem și în ziua de astăzi, chiar astăzi, bucuria părinților, copiii care merg pentru prima dată, adolescenții la facultate, toți trăim anumite bucurii. Dar aceste bucurii sunt de moment, de ocazie, de bucuria la care Iisus Hristos vrea să ne determine, să înțelegem, este atunci când bucuria noastră trebuie să se reflecte în ceea ce este veșnic, în ceea ce nu este trecător pentru totdeauna. Căci această bucurie se va sfârși cu bucuria veseliei veșniciei împreună cu Dumnezeu. Așadar, până acum am observat că sunt două feluri de bucurii. Bucurii de scurtă durată și o bucurie veșnică. Noi pe Pământ încercăm să avem o bucurie veșnică sau continuă compusă din multe bucurii mici. Încercăm să le punem cap la cap, doar că printre aceste bucurii vin și momente de întristare. Vine falimentul în viața noastră. Poate exista bucurie inclusiv în întristare? Da, poate să existe bucurie și întristare. Pentru că privim tot în Scriptură și observ viața noastră de toate zilele implică de multe ori atâtea întristări, atâtea suferință și spunem nu mai există bucurie. Nu mai găsesc bucurie. Vreau să spun că chiar dacă luăm pe Iov, în problema lui, când cei 10 fii ai lui, creau un moment în care chiar soția lui l-a determinat să spună blastă-mă pe Dumnezeul tău și ai să mori. Și el a luat o atitudine, nu-i bine, vorbești cu o femeie fără minte.
cum primim răul, trebuie să primim și binele. Și vedem, atunci când în noi există bucuria veșnică, când nu există Hristos, chiar și în necazuri, chiar și în suferință, suntem mai mult decât biruitori. Pentru că Cel ce ne dă biruința este Iisus Hristos. El bucuria mântuirii noastre. El fericirea noastră. Facem o scurtă pauză muzicală și apoi revenim la discuția noastră. Vorbim despre bucuria întâlnirii cu Iisus Hristos. Am vrea să discutăm despre acest subiect și în partea a doua a acestui interviu. Radio pentru sufletul tău. Doamne, îți mulțumesc nespus că prin harul tău mi-ai adus speranță și atâtea comori din veșnicie. În gândul vorbim despre bucurie și căutând eu prin Dex am găsit că bucuria este un sentiment pozitiv, un moment de fericire caracterizat printr-o viziune optimistă a unei situații. Este un sentiment omenesc împreună cu frica, mânia, tristețea și uimirea. Dar cum putem obține această bucurie veșnică? Această bucurie veșnică o putem obține doar printr-o relație reală cu Cel care de fapt este bucurie, este pace, este fericire, cu Cel care de fapt este Iisus Hristos. Și dacă am privit tot în Scriptură, momentul în care samariteanca, femeia, s-a întâlnit cu Iisus Hristos la acea fântână și în conversația pe care a avut-o, femeia avea să spună, știu, a zis femeia, că are să vină un Hristos, știu, îl cunoștea pe Hristos, dar nu cunoștea real. Bucuria mileniului 3, a creștinului mileniului 3 este o bucurie care nu este o bucurie reală în momentul în care tu nu te-ai întâlnit cu Cel care este bucuria. Și acea femeie s-a întâlnit cu Iisus și în conversație
La un moment dat, după ce Iisus Hristos îi se descoperă, după ce Iisus Hristos dă perdeaua la o parte, dă cortina la o parte și se descoperă real acestei femei. Spune, eu sunt acela care îți vorbesc, eu sunt Iisus. Se trezește acea bucurie, acea fericire. Și bucuria aceea, așa cum auzeam din interviurile pe care le-ați dat, oameni care spuneau că erau bucurie, fericire, entuziasm. Acea bucurie o regăsim și aici. Femeia când s-a întâlnit cu Iisus Hristos și după tot a zis, a mers în cetate și a zis, veniți de vedeți un om care mi-a spus totul. Nu cumva este Hristosul? Da, Hristos este Cel care aduce bucurie. Hristos este bucuria noastră. Și atunci când ne întâlnim cu El, starea noastră se schimbă. Starea noastră devine starea omului fericit. Pentru că în viața noastră îl lăsăm să intre pe Cel care este pacea noastră. Lăsăm să intre fericirea. Credeți că este o problemă în societatea din ziua de astăzi faptul că mulți cunosc despre Iisus Hristos și nu îl cunosc personal pe Iisus Hristos? Da, este o problemă. Este o problemă pentru că totdeauna suntem tentați să ne placă mai mult nu naturalul, ci artificialul. Și ne dăm seama la un moment dat că greșim. Și ne place mai mult să ne luăm după lucrurile care nu au un suport a realității. Amintiți-vă că cele doi spre Emaus, după învierea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos merge alături, Iisus Hristos este cu noi, Iisus Hristos este și aici, între noi. Și cei doi, Domnule, Tu e singurul străin care nu ți s-a întâmplat în zile acelea. Noi trăgeam nădejde că va veni, că va face. Și în un moment dat Iisus Hristos la frânge se descoperă. I s-au deschis ochii, l-au cunoscut real pe Iisus Hristos. Momentul acela, ca și la femeia samariteancă, ca și la cei doi, a fost un moment în care i-au zis, renunț, renunț la găleată, renunț la probleme. Cei doi au zis, renunțăm, ne întoarcem la Ierusalim, a înviat Domnul. Bucuria reală este când tu te întâlnești real cu Dumnezeu. Când Dumnezeu a tras de 2000 de ani cortina și îți dă acceptul și a dat toată bunătatea, bucuria, dragostea pentru tine. Trebuie să existe o decizie și a noastră personală pentru a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos și a primi această bucurie. Da. Vedeți, aici este problema creștinului. Scriptura, dacă ne duce în carte de Deuteronom, arată clar, zice că Dumnezeu ne-a pus înainte binele și viața, moartea, binecuvântarea și blestemul. Și ne determină să alegem, ne dă o soluție și spune, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Decizia ne aparține. Dacă eu aleg viața, înseamnă că aleg bucuria, aleg fericirea, aleg pe Hristos. Care sunt piedicile, lucrurile care ne răpesc de fapt această bucurie pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu la îndemână? Prima piedică care o vedem, e atât de vizibilă și care și pe mine mă frământă și aș vrea totdeauna să explic, să înțeleagă, este grija. Problemele grijii, frica. Hristos și-a asumat responsabilitatea și spune, eu, Domnul, voi purta de grijă. Nu sunteți voi mai de preț decât păsările cerului care nu se amă, nu se, ci tot au tot ce mânca. Și grija aceasta ne determină să ne abatem de la bucurie, de la ceea ce Dumnezeu ne îndeamnă și tot biblic, dacă vorbim și trăim vremurile acestea, nemulțumirea e un loc care ne ia. Și Biblia spune să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Când mulțumirea nu mai este o piedică, când grija, când necredința, când frica zilei de mâine, când bucata de pâine, sunt piedici care ne ia bucuria. Celor și avea spus, nu vă bucurați de toate, bucurați că numele vostru este scris în cartea vieții. Atunci când eu trăiesc bucuria reală cu Hristos, și Pavel avea să spun la un moment dat, acum eu, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acolo unde este Hristos, este împlinire, este pace, este bucurie, este fericire. Treci foarte ușor, vorbeam de Iov, a trecut foarte ușor, în ghilimele spun lucrurile, peste durerea aceasta, pentru că nu era Dumnezeu, știa că Dumnezeu poate să ofere totul înapoi. Așadar, vorbim despre bucurie și în cea de-a treia parte, după o scurtă pauză muzicală, împreună cu pastorul Beniamin Crețu.
Sufletul tău. Am privit spre cel înalt îndepărtare și o voce mi-a șoptit: nu-i aici. A lăsat tot cerul său și cinstea slavei ca un fulger a plecat a un dor. Cum să ajung, cum spre tine, unde pare te-ai ascuns? Tu ești aproape, Domnul meu. La Radio Voce Evangheliei, tu ești aproape, tu ești chiar aici, Iisus Hristos este chiar lângă noi. Discutăm despre bucuria întâlnirii cu Iisus împreună cu pastorul Beniamin Crețu. Aș vrea să vă întreb, domnule pastor, care sunt câțiva pași concreți, acum la final oamenii să rămână, sau noi toți să rămânem cu câțiva pași concreți spre a obține această bucurie veșnică. Sunt convins că fiecare ne dorim bucurie. Sigur că, vedeți dumneavoastră, din toate timpurile au fost oameni care au pus înaintea noastră felurite lucruri la care noi am putut să facem o alegere. Bucuria aceasta de 2000 de ani este pusă înaintea noastră prin Cel care a venit să ne aducă bucuria, Iisus Hristos. Iisus Hristos niciodată n-a forțat, deși El bucuria a dus-o pentru, nu pentru El însuși, ci pentru mine și pentru nevastă, pentru cei ce ne ascultă. Primii pași este să-L acceptăm pe El ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Odată ce El, lumina lumii, El care a dus lumină, este acceptat să lumineze viața mea, atunci prin această lumină eu
pot să fac următorul pas, să ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, ca să pot să înțeleg bucuria, trebuie să fiu luminat. Și cel ce ne luminează este Hristos. Odată ce El ne-a luminat, odată ce El, așa cum spuneam, s-a dezbrăcat înaintea noastră, s-a golit, ne-a arătat tot, n-a scos nimic. Odată ce am fost luminați, spune, le-am dat cuvântul meu. Modul în care noi percepem cuvântul lui Dumnezeu, modul noi în care credem cuvântul lui Dumnezeu, modul în care ascultăm, și apoi pasul al trei, nu e suficient doar să-l ascultăm. Nu cei ce zic, Doamne, Doamne, vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu cei ce zic, Doamne, Doamne, se vor bucura, cu alte cuvinte. Se vor bucura cei ce vor face voia lui Dumnezeu. Fiți împlinitori ai cuvântului doar ascultă. Și atunci vine dedicarea. Cu cât mai mult mă dedic eu Mântuitorului, celui ce de fapt mi-a dus fericirea și bucuria, atât de mare este bucuria din viața mea. Cu cât ne apropiem de El, El se apropie de noi. Bucuria trebuie să fie atât de mare, și dacă vreau bucurie mare în viața mea, trebuie să mă apropii de Hristos. Bucuria se poate păstra în modul în care eu păstrez relația cu Dumnezeu. Dacă omenește vorbim, într-o familie, nu este relația între soț și soție, relația între părinți și copii, copii și părinți, bucuria va dispare, fericirea va dispare. A păstra bucuria aceasta este relația pe care o avem cu Dumnezeu. Și spune clar cuvântul lui Dumnezeu și ne îndeamnă să renunțăm la tot și să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, că celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Bucuria este modul în care eu am o relație, nu de conjunctură, nu de moment, nu de ocazie, nu de un interes sau un scop, ci o relație permanentă cu Dumnezeu, cu Cel care, în bunătatea Lui, nefăcând eu și dumneavoastră nimic în această zi, eu doar trebuie să rămân în bunătatea și în durarea Lui, menținându-mi în fiecare zi o relație autentică, reală cu Dumnezeu. Pentru cei care și-au pierdut din bucurie și poate că ne ascultă, sau pentru cei care poate nici măcar nu au gustat bucuria și ne ascultă, v-aș ruga să aduceți câteva cuvinte poate de încurajare, poate un sfat pentru ei. Ce ar trebui să facă în aceste momente în care poate tristețea le-a cuprins inimile, îngrijorarea le-a cuprins mințile lor, se văd neputincioși, secătuiți de puteri? Un exemplu care aș putea să-l aduc la întrebarea care ați spus-o, și sunt mulți care astăzi mă opresc și îmi pun aceste întrebări. Aș vrea doar să privim la ceea ce a făcut fiul risipitor. Și-a pierdut fericirea, și-a pierdut părinții, frați, relații, prieteni. A ajuns nici măcar să se bucure de roscovelele pe care le dădea porcilor. Și a zis, a venit un moment de scânteie, și acest moment de scânteie îl doresc tuturor creștinilor. Acel moment care trebuie să apară în viața noastră, mai ales în vremurile acestea, acea scânteie care s-a produs în mintea lui și a venit în fire și a zis, ce bine era acasă la tata. Acel moment trebuie să ne marcheze și pe cel care este pe patul de suferință și pe cel care zice ca slăbănocul de n-am pe nimeni. Aș vrea să spun această zi celor ce ne ascultă, nu e singur ca Elie. Nu e singur în durere. Mai este cineva care poate să-ți dea și vindecare și fericire. Mai este cel care, așa ca pe fiul risipitor, tatăl, în fiecare dimineață, și la poarta casei se vadă, nu vine fiul meu. Și odată când l-am văzut, a alergat Iisus, a alergat tatăl la el. Iisus, prin cuvânt, aleargă în fiecare zi, prin postul dumneavoastră, prin cuvânt, prin ceea ce facem, către mintea, către gândul, către ființele noastre. Și vrea acea scânteie să devenim în fire. Și atunci când ne venim în fire, ne putem întoarce la Tatăl și nu mai există nicio piedică. Ce frumoase cuvinte de încheiere! Să ne venim în fire și să ne întoarcem la Tatăl. Aș vrea să vă rog să vă rugați, tocmai în sensul acesta, să ne venim în fire, poate, sau să ne dea Dumnezeu această bucurie. Spune cuvântul Dumnezeu să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Aș vrea inimi pline de bucurie în viața noastră, în direcția aceasta. Momentele acestea, Doamne, mie să-ți mulțumesc pentru că și astăzi, prin acest post de radio, Doamne, ai avut acea bunătate și dragoste să aduci un mesaj de bucurie
inimilor noastre. Stau înaintea ta în momentele acestea și mă rog pentru cei care n-au bucurie. Mă rog pentru cei care și-au pierdut bucuria. Mă rog pentru cei care trec prin încercări. Doamne, salmistul avea să spună: bucuria mea este să mă apropii de Domnul. Într-o vreme ca aceasta mă rog, Doamne, ca să îi ajuți și să ne ajuți pe toți să ne apropiem mai mult de Tine. Tu ești bucuria noastră, Tu ești fericirea noastră. Doresc din toată inima, Doamne, ca să Te lași descoperit în orice inimă și orice inimă să simtă adevărata bucurie. Și cred că, într-o vreme ca aceasta, Tu ești gata să oferi bucurie tuturor celor ce vor veni la Tine. Mă rog pentru România, mă rog pentru toți care lipsesc bucuria, să vină la Iisus, să vină la Tine. Te rog, Doamne, binecuvintează-i și peste toate tristețele lor, așează-ți pacea, liniștea și bucuria mântuirii. Amin.